149 de unități de învățământ în județul Alba. Spre nemulțumirea domnului președinte, doar 69 de unități de învățământ s-au înscris în această competiție, așadar nici jumătate. Dintre acestea, la grădinițe, în mediul urban, avem 13, în rural 34. Bravo statului românesc din Alba! La învățământul primar, aceeași statistică, 56 total, urban 22, rural 34. La învățământul gimnazial, dintr-un total de 58 școli înscrise, în urban 24, în rural 34. Și în sfârșit, licee 22, aici este cât se poate de logic, urban 20, rural 2. Și vom începe cu... Înainte să începem, spuneam de la început această competiție, școala de nota 10, este organizată de Consiliul Județean Alba împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, așa că este normal că alături de noi la această premiere să se afle și un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Alba sau mai mulți, cei dintre dumneavoastră care doriți, am văzut mai mulți. Este doamna inspector general adjunct, profesor Rodica Grosa. Iar premiile în bani vor fi ridicate de la doamna inspector Codruța Lodroman la masa 3.